Candidaturile și candidații PNL au reprezentat subiectele principale ale conferinței de presă desfășurate astăzi la sediul Organizației Liberale Giurgiuvene. Liderilor PNL de la Giurgiu le-a fost alături și copreședintele Vasile Blaga. Suntem într-o zi importantă pentru filială. Lansăm astăzi candidații pentru alegerile locale. Din rațiuni de spațiu avem în fața dumneavoastră, ca reprezentanți cumva domnul Nicolae Florian și subsemnatul, candidați pentru primăria municipiului Giurgiu și respectiv pentru președinția Consiliului Județean. Alegeri foarte importante pentru evoluția noastră trecută, prezentă, dar mai ales viitoare. Avem convingerea că situația județului Giurgiu poate fi îmbunătățită doar prin măsuri liberale. Avem soluții pentru multe probleme, dar pentru asta va trebui să mergem să convingem giurgiuvenii. Deocamdată, prezența noastră aici este cumva centrată în jurul președintelui Vasile Blaga și evident că cele mai importante informații ați venit să le culegeți de la domnia sa. Am revenit la rândurile liberalilor. Moment deosebit de important și în același timp cu efortul deosebit de pentru ceea ce avem de făcut. Pentru liberale, dumneavoastră știți foarte bine, în acest mandat am avut mari probleme și trebuie să recuperăm în această perioadă. Am mai spus și repet și vreau să mai spun și astăzi că îmi doresc, așa cum giurgiuvenii cunosc foarte bine ceea ce a însemnat dezvoltarea orașului Giurgiu printr-un primar liberal, și am mare încredere în colegul nostru, domnul Nicolae Florian, că vom reuși să aducem primăria la noi acasă, la liberalii noștri. Sigur, așa cum cel puțin se prezintă situația din punct de vedere informații ce le avem noi, suntem într-o situație, zicem noi, favorabilă din punct de vedere sondaje, dar trebuie să muncim și am spus și repet și astăzi că trebuie să facem un alt mod, un alt fel de campanie. Deci trebuie obligatoriu să încercăm să avem discuție cu oamenii și cu toți oamenii în așa fel să putem să-i convingem pentru candidatul nostru. Voi încerca din experiența mea să ajut acest om, îl cunosc foarte bine, un om foarte serios și un om care își dorește, a mai încercat și sigur, datorită calităților umane pe care le posedă acest om, a fost nevoit la un moment dat să dea un mână de ajutor primarului care deja a parcurs acest mandat, uitându-l foarte repede față de ceea ce a făcut. Cred că aceste lucruri le spun aici ca să demonstrăm încă, dacă e cazul, încă o dată, că trebuie să fim foarte ambițioși pentru ceea ce efectiv noi, liberalii, am pierdut. Liberalii au fost 16 ani la conducerea primăriei și cu întrerupere aceasta trebuie să trecem înapoi la această conducere pentru că actualul primar, știți foarte bine, efectiv ceea ce n-a putut să realizeze pentru Giurgiu, orașul nostru, reședința de județ. Mă bucur nespus pentru prezența domnului copreședinte Blaga. Sunt convins că este nevoie mai mult ca oricând să fim și noi mai mult sprijiniți și ajutați, pentru că este un moment greu al liberalilor Giurgiu. Liberalii au fost ani de zile pe primul loc la nivel național, și sigur, în acest mandat, lucrurile nu au mai mers așa cum trebuie și trebuie să revenim, pentru că orașul Giurgiu, așa l-am văzut la noi, este oraș liberal. Și trebuie să demonstrăm acest lucru. Am încredere în tot ceea ce vă spun, pentru că sunt un om care, odată cu vorbele pe care le spun, vin și faptele, trebuie să existe un echilibru în tot ceea ce vrem să facem, dar schimbând oarecum modul de campanie. Deci, vreau să închei cu
acest lucru pe care mi-l iau ca angajament, că vom avea primar al municipiului Giurgiu, al reședinței de județ Giurgiu, pe domnul Floricel, printr-un sprijin care, din ceea ce efectiv am acumulat și eu ca viață, voi încerca să transmit cât mai multe pentru ca oamenii să aibă încredere în acest om. Și cred că vom reuși, și chiar mai mult decât cred, vreau să-l conving pe domnul copreședinte al nostru, domnul Vasile Blaga, că este un angajament al meu ca om pentru perioada mea lungă în activitatea politică și să plece de aici, din Giurgiu, cu gândurile clare vis-a-vis de această realizare, că vom avea primar al municipiului Giurgiu, la care efectiv mă angajez că voi răspunde de acest lucru. Vă mulțumesc, Dumnezeu să fie cu noi, să avem aceste rezultate. Vis-a-vis de problema președintelui Cojdețean, este o perioadă foarte grea, pentru că aici am apărut noi o serie de defecțiuni în mandatul trecut, cu niște oameni în care ne-am bazat pe ei, oameni care efectiv nu ne-au ajutat, mă refer la conducerea organizației județului Giurgiu, din contră l-a interesat pe această persoană, care mi-e și greu să-i spun numele, interesul personal și atât. Deci noi astăzi avem o situație foarte grea din punct de vedere a recupera ceea ce am pierdut în acest mandat. Închei și vă mulțumesc pentru ceea ce astăzi avem lângă noi, pentru prezența domnului președinte. Ziua de astăzi o dedic și am dedicat-o în totalitate celor doi principali colegi ai mei, care vor fi scheletul alegerilor locale din 2016. E vorba de domnul Dumitru Beanu, candidatul nostru la președinția Consiliului Județean, și de Florian Nicolae, candidatul nostru pentru primărie. Rămân același om în umbra lor, voi fi, am fost și voi rămâne sprijinul, pilonul lor de susținere în continuare. Am spus că în aceste alegeri locale rolul și poziția mea este aceea de a fi un pion principal în echipa domniilor lor și nimic mai mult. Se pot baza pe mine în continuare, am mare încredere și sunt convins că pe 5 iunie seara primarul municipiului Giurgiu va fi domnul Florian Nicolae, iar președintele Consiliului Județean, colegul și prietenul meu, Dumitru Bean. Hristos a înviat! Mă onorează prezența domnului copreședinte Vasile Blaga la lansarea noastră a candidațiilor pentru alegerile locale în municipiul județul Giurgiu. Vreau să-l asigur pe domnul copreședinte că voi depune toate eforturile alături de echipa mea pentru a ne îndeplini obiectivul țint al nostru, și anume câștigarea votului de primar și majoritatea consilierilor în Consiliul Local al municipiului Giurgiu. Suntem motivați, considerăm că putem să realizăm acest deziderat. Mulțumim tuturor susținătorilor și de asemenea aș dori să mulțumesc tuturor seniorilor liberali pentru încrederea acordată și pentru aprobarea listei de consilieri locali, cu care eu mă mândresc foarte mult, oameni cu expertiză, profesioniști, care și-au luat treaba în serios și să sperăm că ne vom mobiliza și vom realiza ceea ce ne propunem. Sper ca, și simbolistic vorbind, lansarea candidaților noștri de astăzi să asigure lumină pentru drumul liberal în județul Giurgiu. Doresc de asemenea ca să avem mai multă lumină, Dumnezeu să ne dea mai multă lumină când alcătuim mesajele și programul nostru politic pentru cei doi candidați de bază, respectiv domnul Florian și domnul Beianu, pentru cele două funcții importante din județul Giurgiu, primăria și Consiliul Județean. Sper că împreună cu această echipă reîntregită să revenim acolo unde e locul liberalismului în Giurgiu, câștigarea alegerilor și conducerea activității politice din județul și orașul nostru. Din 16 ianuarie am început lansarea de candidați în țară, ne apropiem de sfârșit. Astăzi Giurgiu și mai spre seară Ialomița. Și trebuie să spun că vin cu bucurie, pentru că vin într-o organizație reconstruită pas cu pas, cum spunea președintele, și aș vrea și eu să le mulțumesc aici atât lui Gigi, domnului Ștefan, cât și domnului Băianu, că
au pus tot ce a fost mai bun și am reușit să ne regăsim organizația greu încercată, mai ales după ordonanța 55 și nu numai în toți anii ăștia. Candidăm efectiv pentru a câștiga în Giurgiu, unde am demonstrat nu odată, așa cum spunea colegul meu, domnul senator, că se poate. Și eu cred că se poate, se poate oricum mult, mult mai mult decât a fost rezultatul de alegerile prezidențiale, dar eram atunci într-o situație, într-adevăr, delicată. Se poate că avem și candidați și mai avem și ce spune oamenilor, pentru că acolo unde au fost administrații liberale în fruntea județelor și orașelor, lucrurile se văd. N-aș vrea să vă dau prea multe exemple, când doriți o să vi le pot spune, dacă mă gândesc doar la ultimul clasament Forbes al celor mai prietenoase orașe din România cu mediul de afaceri, să vedeți că, din păcate, București doar pe 3. Pe primele 6 locuri, fiind 5 orașe conduse de primari liberali, respectiv Timișoara, Cluj, Oradea, Brașov, Arad, în ordinea asta. Deci se poate. Și asta în condițiile în care oricine ar guverna la București, dacă nu se mișcă administrația publică, și nu s-a mișcat nici la județ, trebuie să o recunoaștem. Dovada este starea infrastructurii, situația precară a absorției fondurilor, o conducere de județ care se laudă numai că da ajutoare sociale este insuficient. Eu nu spun că nu trebuie să dată și ajutoare sociale de la cei care le merită, dar trebuie să create locuri de muncă, pentru că oamenii sunt harnici aici, ca și în toată țara, și asta trebuie să fie principala grijă a unei administrații, fie a municipalei sau județene. O singură problemă de politică națională, să spun, și o spun nu că m-ar interesa ce se întâmplă în PSD, fiecare își rezolvă în partid așa cum crede problemele, dar problemele din PSD acum sunt și problemele României, și asta este un lucru real, discutăm de unice partide din țară. Faptul că sunt conduși de cine sunt conduși, asta e treaba lor. În PNL lucrul ăsta n-ar fi cu putință. Dar faptul că se gândesc să readucă în prim plan pe Ponta, după ce a plecat acum 6 luni de zile, cum a plecat după nenorocirea de la din București, de la club, asta nu este bine, pentru că să ai și al treilea om în stat, un om care nu și-a rezolvat problemele cu legea. Eu nu spun că e vinovat. Niciodată nu am spus că este cineva vinovat sau nevinovat până când se pronunță o instanță. Dar lucrurile sunt urâte și vom fi văzuți în continuare tot la fel de urât. Mai ales și cu multă îngrijorare dinspre partenerii noștri din NATO și Uniunea Europeană. Pentru că ei își amintesc, pe bună dreptate, marele atacuri pe care le-au adus la adresa statului de drept a justiției și pozițiile aproape zilnice în ultimul timp a domnului Ponta în această direcție. Eu mai spun un lucru, să-l spun și pe scenă și nu o spun cu aroganță. Bătaia, în ghilimele bătaia, este o competiție electorală și eu n-am avut niciodată dușman în politică adversar, cât în cape, dar dușman nu. Este între PSD și PNL. Respect, nu o spun cu aroganță, dar orice vot a celor care gândesc în zona dreptei dat altora, va fi un dat, un vot indirect dat PSD-ului. Restul sunt copilării. Și așa stau lucrurile de la Oradea până la Constanța și de la Iași până la Mehedinți. Deci spun lucrurile astea tocmai pentru a îi ruga și pe colegii mei să explice cetățenilor lucrurile astea, că despre asta este până la urmă vorba. Vasile Blaga s-a referit astăzi și la decizia Curții Constituționale privind organizarea de alegeri într-un singur tur. Eu n-am comentat și nu le comentez. Ce a spus Curtea e literă, scuzați, în termenul de Evanghelie. Se aplică. Tocmai am spus că respectăm statul de drept. Totuși, sigur? Da. Sau nu? Nu ne-am gândit niciodată că favorizează PNL-ul. Deși acum, dacă stăm strâmb și judecăm drept, avantajează PNL-ul și PSD-ul. Asta e. Dacă tot am modificat legea partidelor politice și am spus că vrem să creăm o competiție politică reală și am dat posibilitatea să se înființeze cu 3 membri, atunci ar fi fost necesară și două tururi de scrutin, pentru că poate fi o prezență la vot de 30-40%, din care să creștești cu 30%, ceea ce înseamnă 10-15%, apoi anuma reprezentativitate nu mai e pentru alegerea unui primar. Dar am fost cinstit cu dumneavoastră. Da, această lege favorizează cele două mari partide, sigur.
mai ales că domnul Dragnea, vrând să-i creeze prietenului un avantaj competitiv la prezidențiale, numai de la noi a luat parte 96 de primari prin celebră ordonanță 55, ținută sub teasc și astăzi de președintele Camerei, domnul Călin Popescu Tăricean. Pentru că noi aveam obligația încă de un an de zile să punem în concordanță decizia Curții Constituționale cu legea, adică să revenim, cum spunea Curtea, la situația de înainte. Da. Nu s-a pus porunea de zi a Senatului nici până acum. Eu, după câte știu datele de la Giurgiu, am mare încredere în domnul Nicolae Florean și sunt convins că va câștiga. Și nu știu dacă era într-un tur sau dacă era în două. Așa sunt oameni care sunt foarte respectați de către colectivitate, cum este cazul acesta, sunt și primari, nu numai peneliști, care și-au făcut datoria. Și eu nu cred că ar fi avut sau are vreo problemă domnul Bulajan la ora, dar nici dacă alegerile sunt într-o 100 de tururi. Chiar dacă suntem într-un oraș cu o populație maghiară mare, aproape 28%. Tot câștigă din 100 de tururi, dacă sunt. Deci cine și-a făcut datoria, sigur că are o șansă în plus și o șansă mare.